La sfârșitul săptămânii trecute, liderii PPD de Buzău au anunțat că vor ataca în contencios administrativ decizia luată în mini-parlamentul local de alocare a 13 miliarde de lei vechi pentru refacerea fântânii arteziene de pe platoul din Piața Dacia. Între timp și ceilalți consilieri din opoziție de la PDL au analizat oportunitatea unei acțiuni în instanță, însă preferă să nu se judece pe acest caz, având în vedere că hotărârea a fost luată cu majoritatea voturilor exprimate de aleșii USL. Este și motivul pentru care reprezentanții democrat-liberal nu le dau mari șanse de reușită colegilor din opoziție. Nici noi nu am stat degeaba, în schimb am preferat să ne documentăm înainte de a face această operațiune juridică, această procedură juridică. Din nefericire, din punctul nostru de vedere, și eu vă dau și o părere avizată pentru că de profesie sunt jurist, orice acțiune în instanță, în contencios administrativ și fiscal, din punctul nostru de vedere, va fi greu să reușească. Și consultanța juridică de 70.000 de euro decisă de USL în Consiliul Județean pentru proiectul privind gestionarea deșeurilor din județ va fi atacată de reprezentanții buzoieni ai Partidului Poporului. În schimb, pedeliștii au spus pas și în acest caz. Noi am apelat la expertiza de jurist a colegilor și am ajuns la concluzia că la momentul ăsta nu ne bazăm pe finalitatea acestui demers. Și în consecință încercăm să facem public, așa cum a spus și el, tot ce putem face public și să aducem la cunoștința cetățenilor și să încercăm să sensibilizăm în acest mod opinia publică. Responsabilii PDL susțin că se rezumă la informarea opiniei publice cu privire la suma de 13 miliarde de lei pentru modernizarea fântânii și la alocarea 70.000 de euro pentru consultanța juridică la masterplanul de gestionare a deșeurilor din județ, considerând că fondurile publice dirijate pentru cele două obiective sunt prea mari și nejustificate.